A căzut! Băi, v-am zis, mă, că-i jale! Băi, de capul meu! Băi! Am rămas bucat aici! Prână! Salutare tuturor și bine ați dat click! Bine ați revenit la un nou ATV vlog! Din nou exciting, din nou nămoale! Și să vă fac așa o mică prezentare la râma asta frumoasă de ATV-uri! CF Moto-ul meu! De 1000. Seaforce ăsta 520L, 450L, un Arctic Cat de 400, 450 și CF Moto 1240. CF Moto 1250, că e etap ce are toți dragii la FG astăzi. Știu că abia așteptați traseul nostru și ce va face Dan în continuare, că știți că nu are multă minte pe off-road. Bine, de fapt așa. Hai Gianna. Va trebui din păcate să traversăm puțin apica asta aici. Urcăm frumos, mergem pe dealul ăla, pentru că absolut nimeni nu știe zona aia și nouă așa ne place. Uite, v-am zis? Ia uite-l. O iau pe 2x4. Pot să stau foarte mult pe 2x4 și astăzi și pe H. Deși să fiu onest, aici e nașpa. Dar luăm viteză, uite așa. Olu. Flawless. Ăsta gen a fost un shortcut către strada principală. Iar de aici mergem doar câțiva metri și intrăm din nou pe off-road, pe urcare. Facem aici frumos dreapta. Drift-to-drift, stânga aici. Și suntem mai mult decât pregătiți. Am un singur ATV în spate. Haide băieții. Ce se întâmplă cu Dan? Că până în momentul ăsta trebuie să tracă Dan 14 cu 90 la oră. Hai da! Uhuu! Unde iau eu pe băieți? Wow, alone, moalele de pe lume, bă, ce frumos! Drift to drift, ca întotdeauna, îl facem, ia uite, Hai tate, mamă, ce-i place, bă, 2x4, bă, frate, bă! Are 35 de cai la roată, ce aveți? Așa, mai o zonă aici urâtă. Ce vorbești, mă? Trage, mă, băi, nu știu de unde mai râmă cauciucurile astea, mă. Că știți că am anvelopele destul de uzate, dar nu le schimb, da. Până nu-mi fac vreza în ele, nu schimb nimic. Că ia uite, m-am dus cam înainte, hai să-i aștept aici, că... Hai băieți, fără bine. Îi dau 4x4 de aici, că m-am mâncat pe mine undeva să rămân. Uitați unde am rămas. Și el. Murmurește râma lui. Dar nu are acolo. Chiar fi dat și el cu 80. Am rămas pe 2x4, hai să vedem. Ia să vedem. Uia! Viața mea, nămoala, băi, nămoala! Casca n-am mai spălat-o aseară. Știți că am spălat doar ATV-ul. Ei bine, casca nu, că n-am vrut să mai fie udă, că am mai plecat cu ea udă pe off-road și nu este o senzație prea plăcută. Bun, aici trebuie să facem stânga. Aici coborâm. Pe acolo am mai fost, pe aici n-am mai fost niciodată. Hai să vedem dacă e în regulă. E în regulă pe aici? Deci pe 2x4? 2x4 și eu, până cu alea. Ia, gata, dau 2x4. Hai 2x4! Mergem 2x4 până explodează cureaua. Da. Păi am mers 2x4, tu ai mers 4x4? Păi și eu l-am schimbat doar când m-am oprit să vă aștept, că da, merge foarte tare ăsta. Haide înainte, că tu știi traseul. Așa, da. Așa, dăruțe, dă-i. Așa, spuneam de cască, nu văd prin ochelari nici astăzi. Sunt varză. Stai dănuțele ușor, mă. Ce vorbești, mă, băiatule, bă? Ma, gata, s-a terminat, soarele în față. Nu
viziune. Iar și-o arde ca și cum aici trebuia, băie, să haideți. Lasă că cu Dan trebuie să am grijă, ce v-am zis? Oh, că mă udă. Ce v-am zis? Uitați-vă și voi la el. Nu mai, vă spun sincer, dacă mă murdărește Dan azi, îi fac gheiți. Vino să zic ceva. Na. Vino să zic ceva. Îi fac gheiți. Uite, a vrut să mă ude. A vrut să-mi dac un omoală. S-a făcut praf deja, mă, nu o să fac. Să uită la mine, supăra că nu intru în baltă. Dar el nu știe că o să ajungem iară muci acasă. Uitați-vă ce e pe aici. Mucus sălbaticus. Hai de tată. Aseară m-am spălat pe dinți de 3 ori. Am scos numai paciarăză asta de rămol. În piața mea n-am înghițină mult, cum am făcut-o ieri. Dar literally am înghițină mult. Te-ai murdărit puțin. Ce? Te-ai murdărit puțin pe aici. Așa-i place lui. E boala lor, îți spun eu. Știi drumul ăsta, nu-i așa? Zi da. Așa, cum? Așa, hai. I-am dat-o! Aici avantaj ai că ai oprit. Ia-mi-o puțin! Hai, lasă-mă, Jana, hai! Nu mai merge, dar cum i-am dat atunci 200-300 kg de nămur, îți dai seama că demarchează pe viață. Și nu mai merge, nu mai ține. Aolo, aici ce facem? Hai, dă-i tu! Pe aici! Dă-i tu! Iar m-am luat după Dan. Iar mi-o asum că mă pierd. Și că hai să coborâm în pădure și nu face nimic ăsta. Mergi pe încredere. Da, a coborât. Ia uite-o, să strântești o casă aici. Mai spuneți voi ceva. Ia vezi ce cheiță mi-a făcut. Mamă, ce hău. Hai să-mi ce are de zis. Hai că dacă ei ne-a zis. Hai să coborăm în pădure. Hai, Dan, omos. O fac și eu. Încercăm să coborăm sau? Coborăm pe aici? Ești tu sigur că găsim cărare sau găsim mai în față? Pare că se înfundă. Acolo nu mai e drum. Nu e rău, dar imediat după ce faci. Te vezi că nu mai vezi nimic și n-are rău să ne băgăm toți pe aici. Trebuie luat în calcul că el nu are cauciucuri extrem de bune. Ce facem, Dani? Dăm încolo? Ha! Fun fact, ăsta de 520 sau de cât e, nu are la fel de multă putere ca cele de 450L ca al Fabii, de exemplu, pentru că este Euro 5, al Fabii tractor și ăsta are nu știu ce catalizator în plus, Dumnezeu știe. Nu știu, mă rog, dar este o diferență de putere. S-a părut interesant să împărtășesc asta cu voi. Lăsați jos în comentarii dacă știți ce să facă. Să aibă și el putere. Bă, nu trebuia mă să ne luăm după Dan, mă, că uite ce ne face, capul. Uite mă că a ajuns la drum, mă. Bă, ce frumos e cu frunzele astea, așa, în aer. Mamă, ce hăurile, dracu. Dreapta, a, sau stânga, hai mă, pai, a, hai mă. Bă, l-am pus pe aici. Cum ți-ai dat seama? Am fost aici. Cu mine? Nu știu dacă am fost cu tine, dar am fost aici, știu stâlpul ăsta. Da? Da. Vrei să coborâm pe acolo? Hai să coborâm pe acolo, e mai bine. Fii atent că m-am dat de gol că nu o să fie cărare, a? Sau e cărare? Bă, e rău mă când nu-mi vezi, mă, firar el de ochelar. Nu coboră pe 2x4, 4x4, și el? În regulă? Și deja devin lucruri interesante.
slash riscant. Frână la motor, flawless. Coborâm așa, cam dintr-o dată, dacă mă înțelegeți. Ia uite, uite, alunecă, ați văzut? Da, da? Abruptă. S-a dat 2x4. S-a dat 2x4, mâncați. Sau e încă nel. Nu îmi dau seama. Unde coborâm, bă, frate, aici? Hai, 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 marambă. Ce e acolo? Bă, am coborât într-o dată, așa, fără oprire. Uite ce e jos. Hai să vedem unde ieșim. Nu? Ok. Olgo? Tu? Poți? Bine. Hai să-i dăm distanță, întotdeauna păstrați distanța. Așa, mă, băiatule, mă. Ajungem la niște case într-un sat. Interesant. Dar nu prea-mi dau seama unde naiba e. Și nu punem GPS-ul. Dar oricum, interesantă și zona asta. La fel cum sunt pops and bangs-urile de pe această evacuare. Unde am fi ieșit, oare? Așa, dănuțule, ia uite pe ce poartă a intrat. Nu e bine. Pe cuvânt, dacă îmi dau seama unde e ăsta. Suntem în curtea cuiva aici, trebuie să stăm pe cărare. Dar unde duce? Unde suntem pe aici? Că dacă duce în spatele casei, degeaba duce. A, uite, mă, colește pe dreapta. Da. Păi ce-o luăm? Ne întoarcem? Asta ar fi mișto de urcat. Păi hai înapoi, tată. Ha. Da. Că e lungă. Că e și lungă. Mergem? Mamă, cum e urcat ăsta. O urcăm. Dă-i, fără oprire. Dai tu sau eu? Dă-i! Eu? Da. Hai da! Ca și vedea ceva. Lasă de duce, ce bă! Ce am găsit pe aici, bă! Bă! Mă putem mai băga, dar de ce m-am luat după tine? Trea stânga acolo! Fac tata! Hai da! Aici, are you safe? Ce de tare! Să știți că aia a fost una dintre cea mai abruptă rampă pe care am făcut-o cu Don. Mai avem de urcat. Ia să vedem ce urmează. Stau. Ce? Ce ai zis? Nu l-a oprit ca-ti bagi joc de el. L-am oprit. Am zis că a fost top 5 urcări pe care le-am făcut vreodată. E în top 5? Da. Lungime tot? Ce vorbești? Alte taucuri. Și după aici acum? Ne luăm după tine? Ia, de ce mă puneți pe mine în situații de astea? Hai după mine atunci. Auzi? 2x4, cer scuze și eu. Ia, da, 2x4. Hai da, hai da. Și aici facem dreapta. Vezi, noroc cu mine, băiți. Am cu urcarea asta mirobolantă. Și coborâre, în același timp. Toate drumurile astea la fel. Foarte curăț unde naiba duce drumul ăsta.
călcat nimeni de ceva vreme. Poate un deceniu. Ha, uite mă, am fost în drumulețul ăsta. Hai de nu, șef, hai de nu. Bă, mă dau de joi pe ADV. De joi. Și azi e duminică, m-am dat în fiecare zi. Dacă nu m-am dat hardcore, am ieșit o leagă la Namol, un content de calitate pe care îl găsiți pe Instagram, mai ales și pe TikTok. Fugiți o leagă pe acolo să vedeți și există pe TikTok-ul meu. Au! Ce urât mi-a dat un deget. Mila Rămov în 25 de minute, stați așa. Bă, sincer, nu m-aș mira să ieșim boli pe Mioveni pe drumul ăsta. Dar bine, avem de mers. Că știți că eu am mai făcut cu Dan trip până la Mioveni pe dealuri. De la Vulturești la Mioveni. Găsiți vlogul aici pe YouTube. Fugiți, uitați-vă dacă nu l-ați văzut, că a fost super, super fun. Hopa, ia uite urmele pe jos. Dar ce avem noi aici? Dang, son. Dacă de aici. Ia uite, bă, nu vă să mă ferez de crăș, băi. Interesant. Băi, suntem sus, mă, iar. Fraților, hai să vă arăt ceva. Uitați-vă cât de frumos e pe aici. Băi, incredibil, mă. Incredibil. Și tot mergem așa. Trebuie să coborăm undeva. Dacă mă gândeam că dacă coborăm aici, ajungem la drum. Trebuie să coborăm. Da, hai să coborăm. Unde n-ai mai să coborăm? Pe unde să coborăm? Au dreptate și ei, am stat numai așa, pe coamă. Ha? Ia uite mă, vorbeau de coborât. Dar cred că doar atât avem de coborât. Eu încă sunt pe H2R4. Așa mă, asta e coborâre. Și na, am ajuns la coborâre. Dă-i și el! Da, normal. Ai nu mai e de glumit. Bă, da, e frumos, rău în pădure, mă. Chiar e o senzație nemaipomenită. Deci dacă aveți posibilitatea, faceți un drive test cu un ATV. Dacă aveți posibilitatea, cumpărați-vă ATV. Uite, da, ce trage ghidonul. Trebuie să ții tare rău de el. Ia uite, bă. Vreun șanț aici, nici nu se vede de frunzele astea. Unde Dumnezeului coborăm aici? Bă, ia uite, nu mai e populație. Nu mai sunt case. Dă-i dreapta. Da, pe 2 ori 4 ori, pregătesc. Las-o așa. Să fac fix ce vrea să facă Dana cu Paulo. Oh, 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 Georgiana, oh. Ia uite-l. Am vrut să iau un drip, dar las, mai târziu. Am văzut cât de rău e. Trebuie să urcăm pe ăla. Dar nu vă dați seama că vrea nămoale, adică v-ați dat seama deja, uite, n-ai, nu. Iar nu și-a luat pastilele de off-road. Iar ajungem mozolit acasă. Iar spălăm de 327 de euro. Două ATV-uri. Aia doar apa, Kircher avem. Asta mulțumită lui Kircher România, pentru care le mulțumim foarte mult. Au văzut cât de mult le nămolim. S-au gândit să trimită un Kircher K7 Fulean. Oh, oh. A dat de râs de nămoale. Păi, pai, și până moale, te rog frumos. Guiți, guiți, guiți. Hai, dănuțule, să ne alergăm, să ne murdărim. Dar lasă-mă pe mine să încep, el acum nu mă aude, da. Să vedem cum mă bag în fața lui, să-i dau așa un splash. Hai să dăm el 4x4. E la urca, bă, 2x4, ce să faci? Păi și pe unde l-o, pe acolo? Nu. E un beton acolo. Nu avem pe unde, poate pe în spate. Nu merge pe acolo. Băi, v-ați luat după Dan, băi! Nu mai faceți treaba asta. Ia uite-l. Hia, hia, ce fac, mă? În regulă, în spate, ce să văd, mă, frate? Oh, o luat ce-am crezut. Hai că e în regulă. Dă-i drumul de aici, lasă-mă, dar nu te rubezi, sunt cu minte.
Salut! Cum a fost urcarea? Frumoasă! Dă-i plană! Dă-i plană! Dă-i tare! Dă-i! Dă-i băi! Da, mă, că dau eu dacă nu dai tu, dau pe 2x4. Nu pui piciorul jos! Ușor! Stai așa, stai așa! Dă-te jos de acolo! Ia-mă piciorul! Stai așa, stai așa! Ho, ho! Ia piciorul de acolo! Hai mă răbdare, stai mă leacă! Ce pui, diferențialul? Da! Nu, nu-l pune! Accelerezi întotdeauna cu cap! Eu așteam că accelerez cu degetul! Ho, Georgiana, ho! Eu sunt 2x4, fiți atenți. Bă, ești leu. Stai mă, dracu, bă, n-aveți tare, bă. Auzi? Eu sunt 2. 4. 4. 2, tată. Prea multe frunze, prea alunecă, prea rău, n-am. Ești traseu pe care nu-l știu. Merge pe 4. Da, uite mă cum urcă pe 2, bă. Oba! Hai băieții! Hai să dai cu 100 la oră. Lasa-mi colo! Ia uite-l bă, mai nu știe nimic. Unde întorc? Întorc aici, va trebui să cuplez 4x4, că nu cred că mai plec. Hai tot, să încercăm, nu? Ce vorbești? Au ce-au rămas băieții pe aici. Am mai fost pe aici. Azi. Hai, Georgian. 60. 60. Ulu, mamă, mulă, adidas. Așa, am făcut un make trip să vadă dacă sunt pe Euro 4. Și... cine mă, nu mai pus, eram aici, nu mai pus. Mă claxonez. Băi, băi, băi! N-auzi, n-auzi, e surd, n-am mai fost aici azi, nu? Asta aici... am zis și eu din auri. Da? Ha, dă-i. Ia uite ce frumos, măsuț afară. Cina? Luăm cina? Întrebarea cu e, în curtea cui suntem. După cum vedeți, nu ne abatem de la potecă, că nu suntem genul. Și la fel ar trebui să fiți și voi. Și am ieșit capul. S-a spart craca, băi! Mamă, mamă, ce încărcat e aici de crinci! Ieri am uitat să fac o poză la față, să vedeți ce nume aveam pe mine. Azi sper să nu uit să fac o poză la cască, să vedeți cum arată. Nu e drum, nu e drum! He? Nu e drum! Dă-i, dă-i. Ce să-i faci, mă? Ce să-i faci? Spuneți voi cu ce să-l dau. Cu ce să-l dau, că ascultă. Aude, ia, s-a întors. Hai. Haida, haida. Haida, haida. Dacă mai mergeți ușor, vă tai furtunul de benzină. Ascultați ce vă spun. Umblu cu briceagul, după mine vă sparg anvelopele, dați-i. Oh, oh, Georgiana, oh. Oh, că încă ești încălțată doar pe spate acum. Doar pe spate-i mârți. S-a lansat! Drip! Drip! Frumos! Ia uite, băi, senzațional pe aici, mă! Hai da! Hai, hai!
Aici e de 100, dar să-ți asumi riscul, că e un pom de ăsta în braț. Bă, uleu, nu mai văd drum, nu mai e drum. Ăla era drumul. Ce de lău. Oh, oh, că urcăm tare! Hai sărim. Mamă, mamă, ce tare! Hă, arcada! Am mai fost pe aici, ne-am întors pe unde am venit. Aveți și noi o întrebare dacă nu te speri. Aici ne-am întors, nu? Eu cred că pe aici am venit. Prea seamănă. Am venit, mă, uite arcada, Dani, aici te-ai ridicat, tu să atingi ăsta. Da, uite arcada, asta, pe asta am ridicat, eu să ating. Și noi am mers drept. Și acum facem dreapta și mergem încolo, zic eu. Cum dracu faci dreapta și mergem încolo? Bă, ne întoarcem pe drumulețul ăsta și ținem numai dreapta. Era un drum acolo. Bă, sta pe unde am venit, da, acum? Da. Hai. Nu mă țin minte, da. Ha. Hai să fac și viteză, știți? S-a stricat. Ia uite, mă, sunt făcut pentru... Sunt racer, mega racer. Mega racer sunt. Și-am dat drumul, prim! Mai zic ceva, cu Georgian. Georgiana și știe, măi. E concepută, mă, pentru drumul ăsta, pentru hăur, pentru nămol. Ne-am asigurat la stânga, la totul, da? Hai să atâtă și pe ei, că urmează o coborâre în firea la un dam. Și nu știu cum să le dau veste. Pare a fi o coborâre. Aici vorbim mai puțin, ne concentrăm mai mult. Uleu, ce frumos e. Dane, ce faci, mă, pe acolo, mă, Dane, mă? Uite, mă, drumul cu ăla, mă. Uite drum aici, Dănuț. Uite, pe aici n-am mai fost. Bă, ce ne-am învârtit și până pădurea asta. Ușor, Dănuțule, că intru în tine, bă. E și-l tot în el, că-i aud... E aud blocări de-alea nenorocite, limitarea aia. Și aici se fundă? Că aia e o blocare. Nu înțeleg, bă, frate. Zici că vrea să cazi din puii mei de pe munte. Ce s-a întâmplat? Da, s-a întâmplat ceva. Ușor, băiat. A pierdut camera, bă, ești nebun. Exact ce i-am spus lui Fabi că se va întâmpla. Mă uit și eu, să uită și el. Ia, a găsit-o. Ha, i-a căzut GoPro-ul lui Sebi, bă, lui Fabi. Stai așa, stai așa. Stai o țâră. S-a rupt camera, cum mi s-a întâmplat și mie, de minim 3 ori. Să tot cumperi bețe de astea de sute de lei. Suntem blocați de ceva vreme, off camera, în valea asta. Și nu găsim urcare și nici de-ai naiba nu să ne întoarcem pe același drum. Și vrem să urcăm, nu să coborâm. Dreapta, bă, dreapta, așa, așa, așa. Mamă, câte crăci. Aici ar s-a cam stricat treaba. Nu mergem pe acolo, băi. Ușor, Georgiana. Încerc scuze, Georgiana. Poate pe aici? Uleu, cât a pomul, bă. Ha, mă, Dane, de ce? E pomul ăsta căzut. Bă, aș... Ce dilău ești, bă. Ia uite-l, bă, pe nebun, mă.
ușor. Geana! Am rămas cu aici. Drept, bă. Ho! Ho! Cănușul punsesc. Ce zice, mă? Mamă, ce-a făcut căcăul praf. Bă, Fabi, lasă-l, mă, dacă ți-e frică. Mai rești cuiul ăla. Fabi, băi, lasă-l, mă. Ce dracu, mă, că n-are nici pe asfalt nu urcă. Unde mă duc acum, mă? Sunt foarte blocat aici. Ia uite cum arată aici. Băi, ești nebun. Și drum? Ar fi, da? Un drum acolo. Nu văd, hai să vedem ce fac băieții. Mamă, dar e destul de nașpa, am emoții, să fiu sincer cu ei. Și am luat-o pe aici, dar cum să... Au plecat. Ce fac, mă? What the hell? Am crezut că urcă pe aici, mă. Bine, într-un fel, mă bucur că nu mai urcă, că... M-am zis, a fost nașpa, chiar a fost nașpa. Nu, nu, nu le recomand. Dar nu-mi dau seama unde sunt. N-ai, a, uite. Păi nu știu unde a ajuns el oricum. Unde ne-am pasat, domnul? Ha, mă, după ei. Ia, urcă cineva. Băi! Alo! Băi! Am rămas blocat aici. Băi, sunt incredibil, mă. Dar m-am zis, lasă, e bine că nu urcai, să mă duc eu repede, să le ies în fața undeva. Pe unde? Nu mă întrebați. Aolo, vai de mine ce-i pe aici. Mamă, ce-a urcat Georgiana, bă. Fără mișto. Gata, oficial, cea mai grea urcare a mea, asta a fost. Gen top 1, nu vrăjel, nu nimic. Acum să vedem cum dau de ei. Că uitați-vă ce e aici, bă. Mamă, n-am nicio șansă. Băi, ești nebun, m-am pierdut de ei, mă. Ha, mă, dă-mi un drum la dreapta, mă, trăiască ție. Uite-l, 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 uite-l. Și mă duc repede încolo. Poate pe aici, a? Claxonez, turez, în speranța că, în speranța că firara în live să fie. Mamă, mai dau, mă, de ei? Păi, alo, ia să văd că-i pe aici. Asta a fost, fraților. Ia. Ui, aud. Claxonăm unii pe alții. Băi, ce dracu ai, mai podrești pe tine? Să mă ferească Dumnezeu de ce-am pățit acolo. Da. Păi schimb pantalonii? Amă, dacă urinaș, ca să nu mint. A fost groaznic. Ce-a fost? Groaznic. Cred. Am zis cea mai riscantă urcare pe care am făcut-o vreodată. Și sus de tot am puțit treaba instant. Numai crăci. O să vedeți pe vlog în ce am intrat cu ATV-ul. Dar chiar mai intrec. Tu ai zis hai că e ușor sau nu urcat? Bă, eram cu mixed feelings. Nu am pățit nimic, hă? Nimic. Bă, spart. Bă, hai să ajungem și noi undeva. Am picioarele în zona asta. Gogule, hai, bă, să ajungem undeva într-o zonă să ne plimbăm, că mi s-a luat asta. Păi da, da, eu zic să ținem coborârea și dăm mai drept, o... Ajungem jos în sat și facem dreapta. Da! Hai. Mamă, ce tare a fost. Senzațional de frumos a fost urcarea asta. Și a fost foarte frumoasă. Riscantă, într-adevăr. Nu se vede pe cameră, știu. V-am zis-o de atâtea ori. Am avut emoții și încă parcă nu-mi vine să cred ce am urcat. Băi, nici acum nu revin, nu-mi vine să cred ce am urcat, bă, fraților. Și cât aia. Știți momentul ăla când, nu știu, mergi mai tare cu mașina într-o zi, nu știu, faci ceva și te pui seara cu capul pe peră și spui, bă, poate
trebuia să merg mai ușor. Poate m-am riscat aiurea. Ei bine, eu nu trebuie să mai pun capul pe pernă de seară, pentru că deja simt asta. A fost cam riscant. Fabi, ce faci, mă, Fabi, ai grijă, Fabi. A, uite ce bune sunt distanțele acum. Acum sunt in handy, băi. Ia uite, bă, ce face. Da, știe, Fabi, iese de acolo fără probleme. Hai, s-a dus. Nu, nu, nu. Auzi, de ce nu-i dai drept? De ce nu-i dai drept? Că se îndreaptă acolo. Hai că mă duc. Hai că te uite, stai pe partea asta. Uai de capul meu, ce aici, ești nebun la cap. Ce, lemn? Oh, oh, că-l îngropi, îl îngropi. Stai așa. Hai de acu. Dai pe lui. Vezi că se mișcă manșonul ăsta? Da, da. Ideea e că nu-l mai scoți din șanțul ăsta. Nu, frate, în față trebuie. Nu trebuie să mă dai jos după el, nu mai da, nu mai da. Hai să vedem dacă ridicăm, ia vedeți. Stai așa, ulea, ce vrei să-i faci? Suite pe el, Dane, suite pe el. Ai grijă la accelerație. Oh! Ți-am zis, ai grijă la accelerație. Stai, stai, stai. Stai. Dă-i în râu. Acolo trebuie să stați, acolo. Udă-i. Hop, 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 hop. Și acum trebuie să vină dreapta. Dreapta. N-ai, nu, nu ia. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. M-am călcat. N-am nici ghetele. Ia stai, stai, băi, auzi, stai așa, stai acolo. Stai acolo. Ține frâna bine, da? Mamă, ce rău e pe acolo. Ia uite, bă, cât adânc e, bă. Nu! Nu, că e mult prea înclinat acolo. Nu, trebuie să iei pe mijloc, neapărat. E mai bine pe aici. Lasă să curgă. Așa, așa. Și hai, mă, dă-i așa, că stau eu aici. Fabi, ușor, drept, ușor, drept, ușor, drept, ușor. Încet, încet. Ușor că îți fură ghidonul, cum am pățit-o eu. Cât ușor, mai fină accelerația. Stânga, ușor, stânga, stânga. Dreapta, așa? Să zice Dane. Stânga, stânga, stânga. Dreapta, în dreapta? Gata, nu, că e bine. Nu, stânga, va coborâ, așa, așa, așa trebuie să ții. Cobor încet. Aveți bă, foarte încet, aici. Că dacă te fură, măcar venim noi. Mai stânga, uite-te la roata asta din stânga, că aici vezi. Bine. Aveți grijă. Mamă, ești nebun. Ce avem de coborât acum? Bă, mi-e frică că te fură și te se suge. E tot aia. Auzi? Nu-ți mai merge frâna pe dreapta. Nu merge stopul? Nu-ți mai merg alea de sus. E boala lor. Boala lor, ce să zic. Acum hai să-i dăm avans. Deci nici nu-ți dai seama ce aici era să-mi rog dracu piciorul când am mers pe jos. Am văzut comentarii cu ce ceas am. Galaxy Watch 6 am, fraților. Păi avem și distanțiere, n-avem nicio treabă. Ați văzut ce adânc este în mijloc, sub frunze? Mai pe spate. Aici alunecă o leacă. Cu Georgiana, nu. Georgiana vrea să-i dau acum 60 pe aici. 60, scuză-mă. De nici nu știu unde se termină șanțul ăsta pe jumate. Bine tu, dănuțele, mi-a făcut dan urme. Asta a fost, a? Asta a fost, fraților. Stai. Ce-a făcut? A căzut. A căzut, a căzut, a căzut. Băi, v-am zis, mă, că e jale. A alunecat. A căzut după el. Mamă, câtă mi-a să ajung până acolo. Oh, lasă-l. Ce m-am căzut? Băi, ești nebun. Stai să vin și eu. Nu vezi dacă n-ai distanțiere? A căzut rău? Și uite pe el. Ai căzut? Vezi, mă? Ce? Pentru noi n-a fost nicio s-au dovedit in handy distanțierile aici. No. Mi s-a părut că ai căzut după ce te-ai dat jos de pe el. Ai căzut, nu? Păstrați distanța. Ce e rău? Hai de capul meu. Da, că e vreun șans pe aici, ne-am terminat. Ia să vedem cine rezervă frunzele astea aici. Acum nu mai văd nici urmele lui Dan. Dar o țin așa cât mai pe stânga. Deși e posibil să o pățesc, cum am pățit-o de foarte multe ori, ca peretele, stânga sau dreapta, să-mi tragă roata. Respectiv, ghidonul. Ho, Georgiana, unde te duci, mă, pițar acceleratul ăsta? Ho! 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 Bravo, Georgiana! Și acum hai să vedem cum ne găsim drumul către stradă, iar după pe al deal.
cine arată, mă, dar? Am ajuns iar la bariera aia și trebuie să o ocolim, evident. Hai să o... Mamă, ce pute! Uite-l, bă! Bine, tănuț! Dracii aia din pastile, bă! Fabia a trecut Florence, mamă, ce miroase a toate bălgile posibile. Salut! Salut! Bă, eu am trecut cu bine, pe aici. Dar uitați-vă la dracii ăsta de pe el, băi! A vrut el să ia pe acolo, ia! Bine, mă, băiatule, bă! Da uite, bă! Bă, nu și-a luat pastilele, bă! Oprește-te, bă! Articheia de 450! Flawless! Hai să vedem cum se descurcă un CP Moto 520L! Flawless! Perfect! Let's go! Hai să-l lămurim puțin pe Dan sau pe Fabi. Mamă, i-am dat cu pietre, mâncați. Nu mi-am fi spart eu ceva? Mamă, câte mi-ai aruncat în cap. În cap ți-am dat? Da. Sa, bă, farul, farul. Ce? Farul, bă, ți-am spart farul, bă, ești nebun. Să ajungi în gură. Mamă. Aici, bă, s-a crăpat. N-are nimic, e boala lor. Hai, tată! Au venit căluți. Toți căluți. Hai, Dănuțu, hai, dă... iar nu mai am frâne, mă, că am intrat pe acolo. Hai, tată. Mamă, ce m-am îndepărtat de băieți. Na, nu, 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 vă trei cai, băieți. Ha, mă, dă, ce faci? Hai să facem o urcare pe cinste. Mamă, mamă, unde m-am urcat, mă? Oh, oh, Georgiana, oh! Și am ajuns aici, bine, încolo, ia uite câtă pădure. Hai să vedem băieții aici. Aveți mare grijă? Frunze, frunze, găuri, găuri! Oh! Ui, craca, craca! Ia uzi, mă, dragi, ce șar pe el. Gaura pe mijloc. Tirariile de cratere. Ia să vedem unde ducem. Bă, ești nebun, cât de frumos e, mă, frate. Mamă, extra. Bă, ce-am avut, mă, azi, mă, toți, mă, purcările astea. Hai să ne întoarcem, băieți, că asta a fost. Cum a fost? A fost frumos? Am vrut doar să urc atât. A, da, am crezut că știi ceva. Hai, da. Am îmbrăcat iar rezervorul cu picioarele, ia uite-le. Oh, oh, oh. Unde am venit, mă? Pe aici am venit. Uite așa, cu creasa asta pe mijloc. Rateu, rateu. Pateu, pateu. Oh, oh! Coborâm pe aici, știu că am venit pe acolo, da? Același lucru, oh! Mamă, ce mi-a tras ghidonul. Vedeți dacă nu ține aminte de el? Bă, ce frumos a fost. Fantastică și urcarea asta. Oh, 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 oh. Ușor, băiete, ușor. Sunt ghid astăzi. Repede, să-l dăm pe Dan. H, 2x4.
Hai ușor, 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 ușor. Mamă, ce era să mă duc. Iar m-am speriat. Iar mă pune pe gânduri. Stai, mă, boli, mă, ușor, mă, nu te grăbești, mă, așa. Mi-a intrat o frunză în cască cu viziera închisă. Și mi-a dat pe la ochi, așa, zu. Șaptezeci? Oh, oh, oh. Urcare și acolo. Bine, dar am breana moale, vă dau seama ce să vreau ceva. O, unde mai urcăm, fraților? De fapt, întrebarea mea ar fi unde mergem? În Cotor, bă, băieți, bă, în Cotor. Încă pe 2x4. Bă, ce mișto e, băi, băi! Mamă, mă doare degetul ăla cât accelerat i-am dat azi. Și ieri, și alaltă ieri, și antealaltă ieri. Și cu afura rezistă, fraților. Dănuți în spatele meu, că de dracii... Unde ți-ar dori inima să o luăm? Pe aici cred că am mai luat-o, pe acolo nu cred că am mai luat-o. Acolo? Mamă, ce aruncă dană mie. Nu pot să vorbesc, trebuie să-l țin gura închisă. Așa la frunze, dar nu înțeleg. Căuți. Și-am ajuns unde? În paradis? Să-mi fundă drumurile, frate. Ha, hai, îi dăm un aici. Vă rog frumos să nu ne întrebați cum am ajuns pe aici, da? Uitați-vă doar cine e lider. Atât. Atât. Auzi, bă. Hai, bă, după mine. Na. Hai, bă, după mine, a zis. Ghișe plăcerea mea acum. Iar prin camerele să-ți faci plăcerea? Zii, mă, frate. Nu, mă, nu, hai că nu mai opresc data asta. Auzi, stai! Nu da. Strâmba. Unde, pe unde intri? Pe ușa din spate sau prin față? Am fost pe spate, nu vezi că am schimbat mânușile? Oh, 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 frumos. Ți-ai luat mânuși de la Țeva? Da, da, și ceva, bă, pe ele. Hai, mă, hai! Hai, păi, oprește, ce vrei, nu vreau, sunt miroase, cea. Hai că, până la urmă, ne-a găsit Dănuțu. Ne-a găsit Dănuțu drum, coborâre. A zis că vrea neapărat la Nămoale. Dacă nu merge la Nămoale, cheamă elicopterul, tractează și aia a fost. Și-l înțeleg pe bune, adică toți îl înțelegem, că toți vor la Nămoale. Numai că, uite, a văzut coborârea asta pe aici, îl înțeleg. Ia, ce-a făcut? A pierdut drumul, ce să facă? O tăiem așa? Bă, hai mă, da dreptul, dă-l mă să dă drum. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? El a luat așa, eu o iau așa. Mamă, cât adânc e, hu. Acum trebuie să iau ca el, că nu mai am șanse. Au. Nu mai trebuie neapărat să-mi iau o cască full face. V-am mai cerut eu odată părerea ce cască să-mi iau. N-am fost super mulțumit de alea. Așa că dacă aveți vreun input acum, ce cască să-mi iau, cum să-mi iau, stai ușor, Dănuț. Așa, așa, bagă-te acolo. Ușor, că o să-l pune acolo, mă? Aproape. Vedeți, eu am luat-o de la început, așa cum trebuie. Și acum trebuie să ies. Ce rău e. Ce hoț e, vrea să mă mute, uitați-vă la el. Stai la un loc. Stai la un loc. Încercăm să urcăm pe aici, pare cam dificil. Și asta duce bale? Da, după dealul ăsta e balea. Păi și oare l-am mai luat vreodată pe ăsta? Pe ăsta nu. Să te gândești și la ei. Puteți? Hai, pare hai. Cam nașpa, nu știu ce e după. Îi dă pe aici? Da, mă, dă-i. Ha, mă, dă-i încet așa și vezi ce dă-i. E dă-i. Multă poftă, Dănuțu. Mamă, e groaznic. Ha, mă, că nu e mare. E viz. Nu zic nimic, mă concentrez. Dacă a fost ok aici până aici.
aici e groaznic. Au luat mâna mea. Fabi, n-am o frică cu Fabi. Ce aveți, mă? Gata, toată lumea. Bravo, Fabi! A, copaci. Băgamia și pan naibii să-mi bag. Hă, olo. Nu ne mai întoarcem. O poliție. Da, e o variantă. Stai să văd ce găsești aici. N-am loc aici. Nu da. Merge? Trebuie o poliție. Bă, că nu intru. Ce, mă, băiatule, crezi că eu am dragii tăi? Simt lemne pe aici, pe deasupra, dar cum o să ne dăm de un an de zile pe zona asta și să ne pierdem? Mai ziceți voi ceva? Coborăm, nu? Mister Namol. Păi da. Tu știi drumul! Mm-hmm. Tot de dracu să știu, mă, mergem la Cureasca, trebuie să mergem acolo, ăla e. Hai, dă-i! Păi dă-i! Craca. Mamă, aveți grijă la bușteanul ăsta. Uluul. Ce urmează, bă. Cum o iau, mă, pe aici? Cum o iau, fraților? Ia vedeți, mă, ce înseamnă să se ducă capul. Distanțiere, tata. Ia uite pe tata. Bă, îl mănâncă, mă. Pussycat. Bravo, mă, ție. Hai, acum e Fabi. Foarte abruptă și asta. Bine-s. Hai să mă dau pe H. M-aș da și 2 ori 4, da. Ce-am făcut? N-am blocat? Uite, mă, văd... Mamă, uite cât de sus suntem! Populație, băi! Vezi cât de sus suntem? I s-a reparat lui Dan stopul, ați văzut? Ce chestiune! Aulu! S-a ridicat Fabi după așa că-i piuie. Imediat ne dăm seama. Să nu păstrăm distanța. Șurăci. Să nu spui că nu era în el. Da, calculează omul. Îl trage, n-are șanse. Îmi vine să mă bag de acum. Iar i s-a stricat stopul. Ce n-ai, bă, bai, merge, bai, nu merge. De așa, ușurel, ca Dan. O cuvânt, dacă știu unde suntem acolo. Hai, Georgiana, ce e aici, mă, panta asta să-mi bag al naibii? Deci dacă se strică drumul mai în față, suntem terminați. Să sperăm că nu. Bă, sunt cam aproape de Dan, mă. Bine, Danule, bine, bă, Dănuțule, băi! Uite, mă, cărcile astea, cum să pun ele, mă, fix așa, unde nu trebuie. Va fi problemă la băieți în spate, acolo. Că na, distanțiere. Fabi are distanțiere. Ceilalți nu. Hai să mă pregătesc aici. Sănătate vă doresc, sănătate vă doresc. Dai, Dănuțule, că accelerezi și te prind. Hai auto așa, cu iau eu așa. Am luat-o prea târziu. Stânga! Ce fac, mă, cu metre? Hai, ajungem în același loc, mă. A, tot aici am ajuns. Gata, fraților, și-am ieșit și noi undeva. Vrem să mergem să căutăm nămoale. Unde ieșim aici? Vulturești-ul este după ăsta. Unde? Și în ce direcție e Vulturești? Încolo. Încolo, da. Și mă gândeam să ieșim stradal să luăm, uite, vezi drumul ăla în stânga, de urcă în deal? Care? Pe ăla, ăla, încolo. Ha. Da. E ok pe acolo, nu? Da. Aș lua ceva de genul ăla cu 90. Hai da, ăla lua. Poftiți la gălă. Aveți grijă la sârmă, e ceva electric oricum. Am dat un cap în el. Acolo trebuie
să ajungem. Sunt singur cu 2x4. Ajunge. Mamă, ce periculos ești pe aici. Acu' i-am dat 4. Acu' i-dau. Aici am urcat noi deodată cu ATV-ul tău și conduceam eu și l-am ridicat pe 3 roți. Când? Nu m-am încadrat bine, de mult. Aici, nu? Da. Ai grijă, ține bine coarnele. Da, da. Stai să așteptăm pe toți. Că erau șanțurile mari acolo, erau mari. Am văzut, da, super periculos. Mă dorm mâinile îngrozitor, deci nu pot să mai am de toți asta override atât de ușor. Am făcut pe tătur, băi, frate, văd de la atâta ATV. Mamă, ce frumos e pe aici. Nu vă mai vorbesc chiar. Ca că nu știi ce e în frunzele astea, dacă vii vreun șansă, un metru jumate. Mamă, doamne, ce... Bă, mă doar mâinile, vă mâncați aș gura ta. Iar nu-ți mai merge ăsta. Ce? Stopul. Da? Trebuie să ne uităm, are un fir undeva. Are apă în el. Cum merge? Numai pe frână nu a prins. Păi are frână pusă. Și nu merge? Merge. Ce trebuie? Adinaurul a mers. Nu merge, da, da. S-a stricat și se boală. Ia să vedem ce ne rezervă drumul ăsta. Bă, dar acum azi, mă, azi când vreau nămoale, n-am găsit decât frunze și șanțuri. Am învârtit o grămadă să le căutăm, să... Uite ce ne fac. Fantastic și azi. Fantastic și ieri. Fantastic în fiecare zi. Eu nu prea văd dănuțele, văd scapare de aici. Pare că nu coborâm. Pare că urcăm puțin. Hai, Georgiana, hai! Hai, Georgiana, hai! Oh, ce ușor i-a dat, ia uite-l, mă! Ia uite-l, mă! Aleluia! Aleluia! Da, ăsta este un impediment. Ce mai ușor, mai ușor. Ce mult dracii și-a pe tine, bă, băiatule, bă. Unde te duci acum? Georgiana, hai. Încearcă pe stânga. Dar vreau drept? Nu drept, că dacă te alunezi. Stai așa, stai așa. Ho, Georgiana, ho! Stai așa, Georgiana. Iar nu ți-ai la pastilele, băi! O iei pe stânga. Ți-ai dat jos și gaia și gaia, n-am de ce să mă mai ține și de mult mă țin de GoPro. Păi și cum vrei, mă, să vinezi? Ce vrei? Ce faci, mă? Amă, că nu mă răstor, că n-am unde. Stai jos! S-a suspendat. Atâta, dai de acolo, tare! Deja a făcut găuri, ești nebun. Aruncă-l pe mijloc, că nu ai cum să rămâi suspendat la mijloc. Păi nu ai, dar ai cad roțile. Excelent, băi, facultatea de ATV-uri lovește din nou. A făcut 4 ani, păi îl vezi, mai târn. Din prima, păi cu 1x4. Acum ai văzut ce trebuie să faci.
Motofan. Rândul lui Fabi. Te pup! Te pup! Ascultă-mă puțin, nu-ți învâr roțile pe față! Excelent! Dă să pun mânuța! Foarte bine! Dă că vin iepele, măi! Dă-i, da, a fost distracție aici! A zămârca asta! Mucus, sălbaticus! No, 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 no! Aici trebuie! Ce pup, aici trebuie! Unde duci asta? O știi tu? Păi de ce? Arată frumos! Că noi trebuie să coborâm! E nașpa sus, da? Tocmai de aia! Ți-ai avânt! Are dragi pe el, mă, numai, nu știu ce alifie, să-l dau. O să mă duc, la o farmacie ceva. Și spun acolo, doamnă, dați-mi ceva pentru Dănuț, că sigur îl știți de pe internet. E ăla cu dragi pe el. Dați-mi un unguent, o alifie, ceva. Să-l dăm. Între degete, nu știu unde ar trebui dat. Ai, mă, nu spune că trebuie pe aici. Nu vrei să vin cu tine pe jos? Dar nu, că nu mai urc după aia. Și-o tot pe stânga aș lua. Să ce da berbereaca. Stânga, stânga! Îți ia peretele, Dane. Arată urât rău, Fabi. Îi dai? N-am probleme, ha, dai. Păi da, cum să nu? Stai acolo, stai acolo! Băi, ești nebun la cap. Mamă! Ușor, Georgiana, oh. Stai așa, cum o facem? L-ai oprit, nu? Așa. Stai, oleac. Mamă, și alunecă ca naiba, frate. Ia să vedem. Băi, ești nebun și sunt greu vorba aia. Dacă mă dau jos, cade, să știi. A? Sunt eu pe el, de-aia nu virează. Păi da, să-i dăm drumul. Trebuie să sta cineva pe partea aia, dar virat de la dreapta maxim, sau să-i dăm drumul să-l dăm în spate. Dă curb, dar nu pot să mă dau jos. Să duce încolo. Încolo. Hei, te vezi? Păi hai să stai, du-te tu la el acolo și ajută sau ții frâna. Nu, stai la frână, stai la frână, stai că vin și ei. Oh, Georgiana, oh. Hai, ține tu frâna acolo, bine de tot, da? Stai așa. Ai grijă la picioare. Nu vreau. E bala lor. Hai, Georgiana, la muncă cu tine. Păi nu e același lucru ca îl așez pe poziție, frate, să coboare. Ce naiba, mă? Aia se rupe! Bine! Am strâns troliu. Și hai, Georgiana. Nu mai am unde! Hau! Frânați acolo! E rău? E rău? Uitați-vă la Fabi voi, nu la mine! Ha? În stânga! Groaznic! Mama ei de limitare. Viața ta. Da, e singura variantă pe aici, dar ce-mi face acolo? Uite de puțin în față, frate.
Nici nu se aud. Bă, ești din bune, liniște totală. Bă! Aici eu cred că n-au șanse, că uite că... Ia uite, bă, uliu, bă! Uliu! Am accelerat în el și ne-am dat în limitare. Imaginează, noi doi o urcăm, băieții. Dar e mișto rău de tot unde ajungem. Ce dracu s-au omul, ești nebun că nu-mi iau nici gândurile. Cobor! Ați văzut, fraților, ce-a urcat Dan? Ei bine, nimeni n-a mai urcat, a urcat-o doar el. Pentru că pe acolo n-aveau șanse celelalte ATV-uri, doar eu cu el puteam să o luăm. Băgamea și p***a-mi bag. Ia-o pe aici, tată. Pe unde? Sunt prea late, băi. Ia să văd dacă pot să iau direct. Flowless. Flowless. Acolo e gard. Fraților, după o oră pierduți în aceste dealuri, că nebunim, ne-a ajutat copilașul ăla, ne-a deschis și nouă bariera, bariera pe lângă care am trecut de altfel, ne-a obosit rău de tot dealul ăsta. Hai, Azur, pleacă de aici, n-am chef de tine, te rog frumos. Na, mă, uite, ne-a ajutat un copilaș, drăguțul de el. Și am ajuns, nu știu unde am ajuns, nu știm unde suntem,
Bă, ne-am suit pe niște chestii, pe niște buturuci, pe niște... Am înnebunit, efectiv. Lui Dani a intrat un lemn în carenaj, dar n-a pățit nimic. All good now. Ce fac băieții? Salut, băieții! Salut, băieții! Ia uite, mă, fanul lor, mă rog. Bă, unde suntem, mă, frate? În Bulturești? Da. Și aici stânga ajungem pe la magazin, nu? Da. În sfârșit. Suntem bine, hai da! Pa, băieții! Da. Hai da! Georgiana, hai! Dar nu știu de unde mai am energie, fraților! Ia uite-l, bă! Frână, frână! Firara... ...e. Băi, ești bun la cap! L-am pus și în râg! What the fuck? What the fuck? Na, nu, n-am pățit nimic. N-a cuplat fața, fața măsii. 4x4. Îl vezi? 4x4. Și 2x4. Bă, ce m-am speriat. Și eu m-am speriat, am zis că vin peste tine, dar m-am ținut de el, te-am văzut acolo. Am văzut, nu-ți mai mergea frâna aici, nebun. Bă, firar fața. Și n-am nici tracțiune fața. Stai așa. Dă-i drumul că-l țin eu și stai o leacă degeaba. Stai, băi! Da. Bă, și cum a fost, mă, așa TV-ul. Bă, ce m-am speriat, ești nebun. Hai să-l dăm înapoi. Hai să-l dăm în față, unde dracu mai dăm înapoi? Ce facem? Nu cuplă. M-a și furat mizeria asta aici. N-a cuplat 4x4? Acolo te-a furat, uite, vezi? Ia uite, 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 până unde. Uite cât ai venit înapoi. A fugit spatele, pentru că n-aveam față. A fugit spatele în ăsta, înțelegi? Da, da. Acum ai 4x4? Nu. Nu. Hai să-l încercăm ușor. Stai așa, stai. Dă-mi el, lasă la mine frâna. Stai că încerc. Ușurel așa. Ok, haide. Gata, frână, vino sus, așa. N-a cuplat, frate, firar. Păi dacă i-am dat de jos și n-a cuplat până aici. Păi azi. Hai să-l dăm în spate. Dă-te după el mai bine. Auzi, stai așa, stai să le mutăm noi pe hai, toate. Hai, mutați-le pe ale voastre. Ieri să dă Duandu, astăzi era cât Pacitan. Bă, dar ce bine l-a ținut. Ce bine l-a ținut, bravo, Dănuțule. Dacă n-aveai dragi ea, nu-l țineai. Ho, ușor cu ea, o ia. Mamă, cât ai râs, bă, râpa, cât am ăla să-mi bag picioarele. Așa, invers, ia stânga. Ține și mie frâna. O ții? A, o ții la picior, tu? Așa, hai că oricum e ușor acum, nu e nimeni pe el. Gata, a scăpat. A scăpat și azi. Să o ai și pe aia la mână, cu apă sau o iei și pe aia la mână, să o ai. Auzi, nu mai ține tu de ghidon, lasă-l pe el să dea atât. Poți? Hai că n-are cum să mai cadă de aici. A cuplat 4x4, ești nebun? Da, a cuplat că l-am băgat în manșalier. E boala lor. Asta a fost tot, fraților, mulțumim mult că v-ați uitat la noi. Până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați de share, comment, like, subscribe, tot ce vă zic eu de fiecare dată și nu o să mă opresc, mă, nu dați subscribe. Foarte mulți dintre voi care mă urmăriți nu ați dat subscribe, dar nu e o problemă că puteți da acum. Dar nu are stâmpă nici pe outro. Dar mă rog, mai stăm puțin, ne mai învârtim și dăm spre casă, chiar tot obosim, mă dau de atâtea zile, nu mai pun să stau pe ATV, credeți-mă. Vă pup și vă mulțumesc pentru tot.